cu un se poate, un medic a spulberat un mit. Se poate face medicină ca afară și la sat în România. Ana Șestacova a ridicat într-o comună din Brașov un centru unde pacienții primesc îngrijiri de calitate 24 din 7. A investit din banii ei 10 de mii de euro din dragoste pentru comunitate și ca să le ofere un exemplu și celor care conduc sistemul de sănătate aflat într-un impas continuu. Într-o Românie cu sute de sate fără medici de familie. Iată povestea unui doctor care alege țara de fapte. Haide, doamne, Ana, poftiți. Bună ziua. Bună ziua. Ana Șestacova are o inimă atât de mare încât o poate împărți la peste 1000. Atâția pacienți are în grijă și fiecăruia îi știe numele și suferințele. Mama, cum este mama? Este bine. Pe două, pe vreau să văd pe tante Didina. Deci faci loc acolo, ca întotdeauna. Da. Nu trebuie să vă emoționeze. Când intri în cabinetul ei primitor din Feldioara, ți-e greu să crezi că ești într-un sat din România. Și totuși, se poate. De 4 ani, localitatea se mândrește cu un centru de permanență care concurează cu orice unitate de primiri urgențe dintr-un spital de la oraș. Totul, de la aparatură performantă până la stocurile medicale, îi se datorează Anei Șestacova, care a investit 30.000 de euro pentru a deschide acest centru. Și a făcut-o din cel mai simplu și firesc motiv. Mie, ca om, mi-ar place să fie așa. Totdeauna am empatizat cu pacientul și am pus pacientul pe primul loc. L-am făcut după propriul gust și după propria nevoie, probabil. Pentru Ana Șestacova este al doilea cabinet pe care îl ridică într-un sat din Brașov. Pentru oamenii din Feldioara, este primul loc unde pot primi ajutor medical la 2 pași de casă, la orice oră, în condițiile în care peste 300 de comune din România nu au medic de familie. Nu-mi venea să cred. Am crezut că am intrat într-un alt loc, într-o altă, să nu zic țară, deci într-un alt loc. Foarte modern, vedeți cum arată totul. Cu ce vă mândriți în acest centru cel mai mult? Cu echipa. Țin foarte mult la echipa mea și sunt mândră, foarte mândră. Totdeauna am avut oameni în spate și le mulțumesc pe această cale pentru că de la cei oameni am învățat ce înseamnă medicina cu adevărat. Pentru ea, medicina înseamnă să-și pună pacienții mai presus de sistem, să vindece inclusiv boli la care nimeni nu s-ar fi gândit. Așa s-a specializat în podologie, ramură care tratează afecțiunile piciorului atât de frecvente la sat. Noi avem o populație îmbătrânită, în special în mediul rural. Oamenii aceștia muncesc foarte mult, muncesc în câmp, muncesc acasă, au și mâinile și picioarele muncite. Deci pe mâinile și piciorul pacientul de multe ori poți citi viața lui. Este una dintre cele mai bune profesioniste din județ. Este condusă tot timpul de spiritul de a învăța, de a vrea să știe cât mai multe. În urmă cu 3 ani, Ana Șestacova a înființat la Brașov patronatul medicilor de familie și de atunci luptă împreună pentru a vindeca sistemul medical din România. Visează la o țară fără deficit de medici și fără birocrație. Cred că e momentul ca medicina să treacă la următorul nivel, să scăpăm de hârtie. Protejăm această țară frumoasă, pentru că frumusețea naturii din România cred că depășește multe alte țări renumite. În cabinetul ei folosește doar hârtie reciclabilă și îi cere statului să pună la punct un sistem informatic prin care pacienții să își poată accesa dosarul medical, iar rețetele și recomandările să fie înlocuite cu bilete virtuale. Vă dați seama câți copaci am economisit, numai așa 11.000 de medici, fiecare cel puțin 20 de pacienți pe zi. Ce ați învățat de la pacienții dumneavoastră? Cred că ce înseamnă suferința, cu adevărat. Că dacă mă întrebați de ce are nevoie România, o să spun de sănătate, dar și de medici.